Învățați pe copii că nu trebuie să primească totul fără ca și ei să ofere ceva. Astăzi tu îi faci ghiozdanul, tu îi pui șosetele, tu îi calci, tu îi speli, tu îi speli vasele, tu îi pui mâncarea, tu îi iei mâncarea, tu îi dai lingurița, tu îi iei lingurița, tu îi strângi masa, tu îi curezi masa. Și el se învață așa ca un împărat, se împlinește, iar tu te transformi din model în slugă. Copilul nu are nevoie de slugi, copilul are nevoie de repere. Reperul înseamnă să-i spui copilului ce nu e bine și ce e bine și să-i spui cu dragoste. Iubitul meu, hai la bucătărie să pregătim masa. Nu-l strig pe copil când e gata masa. Uite, iubitul meu, tu pui farfuria, eu aduc ciorbița, tu pui lingurița, pune-l și pe copil. De ce? Pentru că dacă el va crește așa și când vine viața peste el și își dă seama că în familie e o diferență foarte mare între modul lui în care, modul în care a trăit de la casă și cum este societatea. În societate trebuie întâi să dai și apoi să primești. De aceea învățați copiii să dăruiască și să se dăruiască. Nu lăsați copiii în fața ecranelor. Pe ecranele îi vor educa. Nu lăsați copiii în fața televizoarelor, că televizoarele îi vor educa. Voi trebuie să-i educați pe copii.